bărbat în vârstă de 51 de ani din comuna Bălești a ajuns în această dimineață la spitalul de urgență din Târgu Jiu plin de sânge după ce a fost bătut zdravăn de un vecin. Bărbatul spune că s-a trezit în miez de noapte cu vecinul său în casă, care, fără să scoată un cuvânt, a început să-l lovească cu pumnii și picioarele. El crede că a primit loviturile pentru faptul că i-a spus vecinului să-i înapoieze o bicicletă. Foarte greu m-am deliberat de el, a rupt tot prin casă, a dărâmat acolo, frigiderile pline de sânge. Haos. Aici? Eu dormeam, nu mi-am dat seama, deci până am ieșit din creier cu el, m-am luptat mult cu el. Bărbatul este plin de vânătăi, dar este în afara oricărui pericol. Ce s-a întâmplat? Un traumatism craniofacial prin agresiune individuală. Practic au intrat în casă peste dânsul și l-au lovit. Va rămâne internat? Nu va rămâne internat, dar va face și consult neurologic. Sunt probleme. Un alt bărbat de această dată din Rovinare a fost bătut până când a fost luat pe targă de medici pentru un ceas. Bărbatul în vârstă de 51 de ani din Rovinari a sesizat faptul că a fost victima infracțiunii de tâlhărie. Acesta a relatat faptul că un cunoscut al său, un cetățean de 49 de ani din aceeași localitate, a pătruns la el în locuință și aici, exercitând acte de violență, l-a deposedat de ceasul pe care îl avea la mână. Medicii susțin că în ultima perioadă la unitatea de primire urgență din Târgu Jiu au ajuns și femei bătute. Acestea s-au fost victimele unor scandaluri izbucnite în familie.